Una dintre cele mai importante măsuri sociale a fost majorarea punctului de pensie la 1 iulie 2018 de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, deci cu 10%, așa cum era prevăzut în programul de guvernare. Anul viitor, punctul de pensie va crește cu 15% și va ajunge la 1.265 de lei. La fel ne-am respectat promisiunea de a majora pensia minimă garantată, așa cum era prevăzut în program, de la 520 de lei la 640 de lei, deci o creștere cu 23%. Pensia minimă garantată s-a majorat de la preluarea guvernării cu 60%, de la 400 de lei la 640 de lei. Aici sunt două dintre măsurile despre care vă vorbeam mai devreme, referitoare la încurajarea muncii. Pe de o parte, acordăm o subvenție lunară de 2.250 de lei angajatorului pentru fiecare persoană fără loc de muncă angajată cel puțin un an de zile. Pe de altă parte, acordăm o primă de angajare de 1.000 de lei șomerilor care se angajează și lucrează cel puțin 3 luni de zile.